Călătorii din vestul sălbatic până în deșert, iar de la Polul Sud până la cel mai îndepărtat loc de pe planetă. Și nimic nu l-a convins să rămână. Vorbim despre cunoscutul speolog Cristian Lascu, pe care astăzi îl găsim într-un sat din apropierea Bucureștiului, unde savurează viața simplă de la țară. Pe o palmă de pământ și-a construit o colibă unică după modelul căsuțelor preistorice. Un fel de bordei, bijuterie, îngropat jumătate în pământ, care parcă e desprins dintr-o lume magică. În acest sat, când am venit, să spun ceva. Aici era o lume foarte rurală. Eu am văzut mai multe locuri înainte să mă hotărăști. Când am venit aici, era o după amiază de toamnă și până norii de colb, că nu era asfalt, mergeau cirezile, bang, bang, dan, bang, veneau de la pășune și oi și capre și mirosea bălegar și a frunze arse, mirosul ăla de toamnă. Și zic, gata, ăsta-i locul pe care îl vreau. S-a născut în Mahalaua Chitilei, dar a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți speologi. Pasionat de tot ce ține de natură, a căutat frumosul și spectaculosul în lumea întreagă, în locuri nebătute de omul de rând, în parcuri naționale, grote sau peșteri submarine. Dar nimeni și nimic nu l-a convins să stea departe de țară mai mult decât tihna de pe ulița satului, aici unde îl găsim și azi. Speolog și fotograf e o apariție. E gata să ne spună povestea colibei de chirpici, ascunsă undeva în grădină. Vara mea, în jurul Bucureștiului, și am văzut vreo 10 locuri așa, care aveau părțile lor bune, părțile lor rele, și m-am fixat aici pentru că mi-a plăcut pustietatea și singurătatea. Prietenii mei au zis, ești nebun, ce faci acolo, să te fure toți, o să fie, na, stai un pic, că știu eu. Hai că tu nu, tu ești un tip citadin, tu. Ei, lasă, că nu mă cunoașteți voi. Bun. Și acum ce te faci cu atâta teren? Vai de capul tău cât de muncă e, bă, o fi pentru voi dacă veniți acolo. Dar eu am șansa că m-a făcut mama leneș. Eu sunt contemplativ, uite, stau pe buturugă, beau cafeaua și mă uit la apus, la răsărit, la norișori, la frunze. Deci nu sunt în pericol prea mare cu epuizarea prin muncă. Apoi, încet încet, a ajuns de la o idee neobișnuită la construirea unei căsuțe preistorice îngropată pe jumătate în pântecele pământului, un fel de bordei săpat în lut, în formă de melc, inspirat dintr-o civilizație veche de mii de ani. Ei bine, la un moment dat,
am simțit nevoia unei schimbări, știi? Că uneori îți vine așa o chestie, da? Și o simțeam, plutea în aer, dar încă nu știam cam ce va fi. Deci a plecat de la o dragoste la prima vedere, când am văzut desenele, grafica, arta cu cutenienilor. În felul ăsta m-am familiarizat, fără să devin specialist niciodată, dar cât de cât m-a fascinat. Și am început să mă gândesc ce lume era aia cu 6-7 mii de ani, când ăia trăiau pentru arta asta. Extraordinar de interesant este, pentru că ei aveau o viață rudimentară, simplă. Ei pescuiau, vânau cu arcul, așa, și aveau niște colibe, da? Și oameni trăind în asemenea simplitate, într-o lume atât de rudimentară, fără largi orizonturi culturale, că n-aveau să fie, că tot au fost în stare să germineze ceva ce toată lumea spune, dom'le, e genială, este extraordinar. Da, amici, uite. Uite ce pisică frumoasă. E. Coliba inspirată dintr-o cultură străveche milenară nu ar fi existat fără ajutorul a 2-3 prieteni speologi, a unui artist și a vecinilor, ne povestește Cristian Lascu. Am avut noroc de prieteni. Așa am eu totdeauna baftă de niște fraieri de prieteni care se lasă cuceriți de câte o idee de-a mea și care după aia se înjugă, se înhamă la ea cu entuziasm. Extraordinar. Începuse șantier. Pe scurt, acești bihoreni, Viorel Lascu fiind șeful de echipă, n-au făcut tot scheletul și n-au făcut toată structura de rezistență. Decisiv pentru succesul acestei colibe a fost prietena mea, Cristina Georgescu, artist plastic la Institutul de Arheologie, specializarea restaurării, și care cu multă dedicare și putere de muncă și tot a făcut tencuielile pe afară, dar e un tip special de tencuială pe afară, să știi, nu face oricine, a făcut grafit ea acolo și pe interior, și a făcut toată decorația. Și decorația a făcută cu albume, cataloage despre cucuteni în mână, așa că nimic nu este inventat acolo. A pus modelele alea tot ca să zeița cucuteniană e zeița cucuteniană. Au mai fost niște vecini de aici, niște băieți care au adus trestie și au venit și au pus acoperișul de trestie în faza finală. Înăuntru e tencuială simplă. Aici afară sunt două straturi, vezi tu? Un strat a dat întâi ăsta cu cărămiziu și după aia a venit cu stratul alb. Și când stratul alb încă nu se întărise, a făcut toată pictura cu o spatulă așa și a îndepărtat materialul. Și asta, toate astea s-a făcut, toată, ăsta, materialul ăsta e foarte rezistent. Uite că are 10 ani. Ceva extraordinar când am văzut, dar chiar am fost și aici, de prima dată, de la săpături am fost. De la săpături am fost, soțul meu săpa cu Florin Finu, că mai avem un fin care nu e pe aici, au săpat-o niște băieți și după m-am învelit, am spoit, am lipit pe jos. Am fost pe câmp, am adunat frunze de cocean, pănuși de la porumb și am umplut saci și am făcut sus pe tavan, apoi am învelit cu foie de aia de sac, am învelit peste tot, apoi am venit cu trestie, am tăiat șovar pe gârlă, am învelit, am adus aici cu remorca, am legat eu și soțul meu, el era sus, eu îi dădeam de jos și am învelit, a ieșit foarte frumos înăuntru, am spălat scândurica ce a fost pe jos, am dat cu var pe jos, soba. Aici e ceva, nu știu, ceva care trebuie să nu iasă nimic așa drept, să iasă un pic, să aibă așa un șic, să se simte că e ceva, un lucru vechi. Asta ceva să fie strâmb. Că
Căsuța e construită din lemn de salcie, are un acoperiș de trestie și pereții din chirpici, cu mai toate unghiurile rotunjite. Odată ce intri în ea, ai senzația că ești parte dintr-o poveste care prinde viață. Ei, hai să vă spun puțin despre arhitectura și ingineria acestei căsuțe. Structura de rezistență, o vedeți aici, sunt stâlpi groși de salcâm, salcâm uscat, un lemn excepțional, care este și foarte rezistent la umiditate. Nu există fundație. Asta ar putea contraria foarte tare pe niște domni arhitecți. Cum, domne, fără fundație? Vai! Ei bine, de fapt, sunt niște lespezi groase de piatră care sunt la talpa stâlpilor principali. Vedeți, stâlpii sunt ăștia groși, pe care i-am cumpărat la preț de lemn de foc. Da? Așa că n-au fost, nu știu ce, mare scumpete. După aia au urmat aceste radiare coaste ale acoperișului și ele descriu așa ca un fel de spirală. Deci ele sunt mai lungi aici și din ce în ce mai scurte acolo, încât toată coliba, partea asta e ca un fel de melc mare, da? Pereții sunt susținuți de bârne, sunt pictați în culorile pământului și decorați cu tot felul de simboluri și motive specifice culturii cucutiene, iar în loc de lustre, atârnă ouă de gâscă golite. Uite ce lumină frumoasă dă ouă de gâscă. Deci, acolo e un bec cu lumină rece, dar peste el sunt două ouă de gâscă și lumina aia este intimă, frumoasă, e foarte frumoasă. Căsuța e plină ochi cu vase de ceramică de tot felul, statuete copiate din cultura neolitică sau cranii bine conservate, care și-au găsit locul perfect pe polițele de pământ. Acești cucutenieni care au trăit acum 6.000 de ani până la 7.000 de ani, deci nu se inventase roata, atenție, pe atunci nu aveam scriere, nu nimic, așa că ei se exprimau printr-o extraordinar de originală artă decorativă pe vasele lor de lut. Tipice, uite aici, vase, astea sunt, să nu credeți că e original, ca și un om bogat, astea sunt vase imitații după vasele de cucuteni. Uitați-vă ce frumusețe, uitați-vă ce bogăție de motive grafice. Acolo un alt vas de cucuteni, ăla este un, așa zis, binocular. Vă sugerează și arheologii au tras concluzia că un asemenea vas era legat de o ceremonie nupțială, poate, da? Pentru că el, uite, exprimă foarte simbolic legătura de cuplu. Coliba are deja 10 ani, iar structura de rezistență nu s-a deplasat nici măcar un milimetru, deși nu are o fundație propriu-zisă. Coborâm pe treptele de lemn în dormitorul de sub pământ. O sobă mică pe care e desenată o zeiță, câteva polițe săpate în pereți, o rogojină și câteva blănuri de oaie întregesc locul. Aici temperatura e constantă, iarna e cald, iar vara răcoare. Nu lipsesc nici câteva cranii care te duc cu gândul la un muzeu. Povestea lor e diferită. În realitate, ăla mic de acolo este Gumelnița. Da? Din Sid Gumelnița, deci băiețelul ăla nefericit care a murit. În timp ce ăsta este un cadou de la Institutul de Antropologie. De fapt, eu am făcut rost de un craniu foarte deosebit din defileul Dunării, care a prezentat pentru ei un interes profesional deosebit. Și le-am dus și au zis, ni-l lași, nu, gata, e al vostru. Ce bine, hai, uite, ca să nu pleci cu mâna goală, îți dăm un craniu din epoca bronzului. Întregul loc e o poveste și emană o energie aparte. Iarna, când e noaptea lungă, exploratorul se retrage în colțul lui, unde preferă să citească, să rememoreze amintiri din alte colțuri ale lumii și să asculte muzică. Un gramofon vechi de 100 de ani te transpune în alt timp, în altă lume. Ei, și vă spuneam de două
apariții, da? Domnul Dulău, te rog, te rog foarte mult. Uite, vrea să vadă și el aparițiile, da? Asta a fost, am trecut din Antarctica la Scărișoara pe urmele lui Emil Racoviță. O combinație mai năstrușnică, pentru că tu vei vedea aici în album, uite, peșteri, dita mai pe aici, așa, dar și imagini din Țara de Foc, dar, bineînțeles, după aia astea din Țara de Foc, după care Antarctica, minunății, extraordinar, a fost o experiență deosebită și nu speram eu să ajung. Aici a fost o zi de neuitat când am umblat printre iceberguri cu caiace și uite ce, da. Pentru că iubea mult natura, Cristian Lascu și-a dorit încă din adolescență să devină speolog. La doar 15 ani a traversat meridionalii împreună cu un coleg de școală, iar vara următoare tot lanțul Carpaților Românești. Cam atunci am dat cu ochii într-o peșteră care m-a fascinat, se cheamă Avenu Gemănata, din lumea pierdută în Bihor, și am zis, vai, cine explorează așa ceva, wow! Și atunci m-am hotărât, după care m-am ținut de cuvânt. Au urmat ani de studiu la Facultatea de Geologie din Capitală, un post bun la Institutul Emil Racoviță, apoi altul la National Geographic, multe expediții și multe premii internaționale. Cu alte cuvinte, tot ceea ce visa în adolescență. Am simțit repede nevoia să mă specializez în fotografia subterană, ca să mă laud. Că altfel degeaba vorbești. Peștera e un loc atât de deosebit încât cuvintele nu ți ajung, da? Și asta a fost întâi, aventura. După care am început să mă îndrăgostesc de frumusețea peșterilor și abia după aia, să zicem, am mai înțelepțit și am ajuns ca în momentul în care văd un anumit lucru, în capul meu să se înlănțuie niște idei și, să zicem, să mă apropii timid de știință. Eu, în umblăturile alea mele din adolescență, am văzut o Românie cum nu mai există. Modernismul ne fură lumea din jur și tot ce e mai bun din ea. Aici, în sat, coliba lui de chirpici e înconjurată de case cu mai multe etaje, construite din beton, iar pe câmpurile din jur au răsărit tot felul de depozite. Nu e de mirare că... ceva ce nu este în jurul nostru. Nu este în jurul nostru așa ceva. Eu mi-am găsit o liniște, o pace și o mulțumire. Senzația în general că acest, ce părea la început să fie un experiment al meu, a reușit. Deci este un proiect fain.